Eclerul ăsta la tavă a făcut flori în toată media, așa că haide să încercăm și noi rețeta Jamilei. Pentru început am făcut aluatul pe care l-am ținut pe foc așa puțin, iar după ce am adăugat cele trei ouă am băgat toată compoziția asta la cuptor, după care am făcut crema din amidon, trei gălbenușuri, zahăr, pudră, esență de vanilie, am amestecat totul, am adăugat puțin lapte fierbinte peste, după care totul la fier pentru a se îngroșa crema, am pus crema peste aluatul făcut, după care niște frișcă pe deasupra, puțină ciocolată și gata. Este un desert chiar foarte, foarte bun, îți urez, poftă bună!